son ton nom, son doit au nom. Ajoute un perro sacré, maïmon, j'ai pour ta fille. Secret, maïmon. Un almeur aussi. Este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri, ce-am de făcut, să-mi făptuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi în cosmi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Îmi amintesc când pe pământ cu oamenii umblai și le vorbeai prin Duhul Sfânt. Te chem și este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri, ce-am de făcut, să făptuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Deschidem cuvântul Domnului, unde a rămas data trecută Genesa, capitolul 35, și vom citi câteva versete. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel. Căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. I-au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor
și cercei pe care purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat, groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo i se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Amin. Reocupăm locurile. Cred că voi sunteți ultimii oameni care au mai rămas, singurii oameni care au mai rămas în Oradea. Toți plecau când am venit în coace. Mii de mașini migrau și ieșeau afară din orașul ăsta. Dumneavoastră stați la răcoare. În această seară, mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească tuturor. E o lecție foarte importantă pentru că avem de-a face din punct de vedere practic cu lucrurile acestea. Observați că timp de 30 de ani nu mai avusese Betel, locul acela, casa lui Dumnezeu. Timp de 30 de ani, de la promisiunea pe care a făcut-o, Doamne, n-am să te părăsesc niciodată, mă dedic spiritual numai ție și lucrării tale, toate celelalte o să le pun partea a doua, timp de 30 de ani a uitat toate făgăduințele acestea. Bun, și a zis Dumnezeu, uiți de mine, Iacov, da, te iubesc, dar o să te fac să-ți aduci aminte de mine. Și iată, vedem că începe să numere ce mai a rămas prin casă. Da. Episodul cu Dina, data trecută l-am văzut, Simeon și Levi ucigaș, s-au uitat la femeile pe care le avea la soții, când s-au uitat la ele s-au speriat de ce au văzut acolo, la care zice, eu trebuie să mă rup de asta. De fapt, e un capitol final în viața lui Iacov, va mai trăi și veți vedea că ne vom întâlni cu el în toamnă, cu moartea lui mai mult decât cu restul vieții lui. Pentru că în scenă intră Iosif. În seara asta veți vedea cum Dumnezeu îl sfințește. După ce Dumnezeu l-a zdrobit și l-a călcat în picioare, după ce Dumnezeu l-a mântuit, Dumnezeu îl sfințește acum. Și sfințenia asta, ideea sfințeniei nu i-a venit lui Iacov, ci a venit lui Dumnezeu. Că Dumnezeu zice că i-a spus lui Iacov, du-te la Betel, suie-te iarăși la Betel. Dragilor, vedem în capitolul acesta, o să le citim trei înmormântări. Da? Trei înmormântări, de fapt patru, că și-au băgat în pământ aurul, după aceea și-au băgat în pământ doica, după aia și-au băgat în pământ soția, după aia și-au băgat în pământ tata. Când o termina cu tot, nu mai avea nimic. O zis, așa ai plecat, așa te-ai întors. 30 de ani ai uitat de mine. Nu există binecuvântare pentru ceea care au părăsit Betelul. Dumnezeu stă ca un contabil și vede din ce cauză m-ai părăsit. No, bine, hai să eliminăm cauza respectivă. M-ai părăsit pentru o fată, e nevasta ta, nu te mira că nu te înțelegi. Nu te mira că e un calvar. M-ai părăsit pentru bani, lasă ce Dumnezeu că ți iau. Fără ei te-am luat, zice Dumnezeu, de pe drumuri, fără ei te mai iau odată. M-ai părăsit pentru, eu știu, nume, pentru faimă, pentru ceva, toate le pierdem. Dragilor, Dumnezeu vrea să ne rupă toate legăturile pământești. Iacov mai avea probleme. Iacov era lipit de niște oameni și a zis Dumnezeu, dacă nu te desparți de ei, pentru că tu îi pui pe primul loc în viața ta, eu ți iau. V-am spus mereu, nu vă faceți idol din predicatori, nici din prunci, nici din neveste. Orice, pe oricine punem deasupra lui Dumnezeu, Dumnezeu îl ia ca să fie numai el singur. Observați că aici e numai pământ pus peste tot felul de lucruri.
Vom vedea mai târziu că omul acesta, plin de Duhul Sfânt, îți va sfinți proprii copii, dar acum e un moment critic în viața lui. Dina violată, și știți cum era Dina, văduvă înainte de a fi soție. Ei rezolvaseră problemele să fie nuntă. Își dăduseră acord părinții. Și era văduvă înainte de a fi soție, culme. Simeon și Levi aveau probabil remușcări, ne gândim. A avut cândva Iacov Betelul și de 30 de ani îl muncea gândul Betelului. Nu există om de aici, poate, să nu fi avut un dat un Betel la care să se gândească. Dăm vina pe copii, dăm vina pe domnul Dragnea, dăm vina pe biserici, pe păstori. Când, de fapt, trebuie să ne întoarcem cu toții la Betel. Eu nu îmi închipui, avem, de exemplu, cameră mobilă. Camera mobilă, un băț, stă în spate la Beiuș, filmează. Le-am spus să nu mai filmeze cu ea, din spatele cântăreților la sală. Că ce se vede de comă? E clar că oamenii, numai întâmplător, mulți dintre ei sunt acolo. N-au treabă cu Dumnezeu. Cântă cântări. Dar se vede așa pe ceea ce fac, că ești morți. Nu put. Nu miroase formol, dar nici cu Dumnezeu nu mai au nimic. Cântă cântări și pun bani în colectă. Ascultă câte o predică. Bă, nu-i mai filmați, lasă. Să nu mai fie vreun cavaler din ăsta tristă, triste figuri. Un Don Quixote aici. Avem nevoie de Betel pentru că rugăciunea din casă s-a făcut praf, pentru că toată ziua stăm pe telefoane și suntem străini în casa noastră, propria soție, în fiecare copii. Nu mai avem timp de nimic, nu mai avem timp de Dumnezeu, nu mai avem timp de suflet. Și zice Dumnezeu, pentru că vă iubesc, lasă că vă fac, vă rezolve lucrurile. Și zice Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel. Ți-aduce minte de ziua mântuirii, botezului cu Duhul Sfânt. Momentul în care Dumnezeu te-a vindecat. Momentul în care Dumnezeu te-a vindecat. Mi-am adus aminte de prima mașină pe care am avut-o. Astăzi venim pe drum. N-aveam bani nici de pantofi. Făceam naveta cu bicicleta la Beiuș. Bicicletă ruptă, Ucraina. Mi-a spus, Doamne, dă-mi o mașină, nu-mi trebuie mașină grozavă, dar una să mă țină. În două săptămâni eu aveam, n-aveam bani de ea. A venit cineva la mine și a spus, tu ai nevoie de mașină, eu n-am putut să dorm o noapte. Ia mașina asta. De atunci au trecut 25 de ani, probabil, așa. Nu a fost lucru pe care să îl cer pentru împărăție, pentru lucrarea lui să nu mi-l fi dat. Și am uitat. Le uit. Țin minte un banc prostesc, țin minte ce-o zis, nu știu care, țin minte că m-a vorbit de rău, nu știu cine. Și uit binecuvântările lui Dumnezeu. Uit că m-au purtat pe brațe până la 50 de ani și mi-aduc aminte că odată parcă am simțit că m-au lăsat jos. Nu, zice Iacov, ne întoarcem la Betel. S-a dus când a văzut ce unghii aveau nevestele, ce haine pe ele. Când a văzut, ne întoarcem la Betel. Dar dacă vrei să te întorci la Betel, trebuie să renunți la idol. Primul lucru care a zis Iacov, toți dumnezeii din casa asta, o fi sudit de dumnezeii lor, Iacov. Toți dumnezeii la control. Sub fust avea, știți că i-a lăsat, se punea pe dumnezeii lor, nevestele lui, rapid când avea o problemă. Hai, toată lumea în picioare, zice Iacov. Lăsați rândul ia la femeilor, că știa că pot minți ca în fața tatălui lor, al lui Laban. Sus, toată lumea în picioare, drept.
toți Dumnezeii din casă, dați-i încoace. Abia aștept, zice Iacov, să-i bag în pământ. Abia aștept. Îi avem și noi. Pentru că tot ce are prioritate în viața noastră, înaintea lui Dumnezeu, e Dumnezeu străin. Punct. Idol. La ce nu puteți renunța? Ca să fiți oameni sfinți. Ca să nu aveți frământări și întrebări metafizice dacă mă ia Dumnezeu, dacă vine cu răpirea bisericii. Să nu vă mai gândiți la lucrul ăsta. Să nu fie o problemă dacă muriți în noaptea asta sau muriți peste 20 de ani. Voi să știți că sunteți a Domnului. Până atunci, să nu mai puneți întrebări. Dar pentru asta trebuie ca să renunți la idol. Și avem. Nu îți dai seama că avem. Nu ne dăm seama că avem. Avem. I-am. Fiecare și are pe lui. Pentru că sunt infinit de mult Dumnezeu din așa străin. Diferiți. Fiecare casă, fiecare om din casă are proprii Dumnezeu. La ei nu renunță, domnule, punct. Orice poate să vadă. Cum spunea un frate, bă frate, nu mă pune acum să vin cu tine la evangelizare. Fiți atenți ce am făcut, că și în mine este o sămânță de rău. Mare, mult. Când începeau meciurile la 9 seara, eu sunam. Mă zic, hai că am un privet, numai tu mă poți duce cu mașina. Sunam pe 12-14 bărbați. Făceam, ei nu-și dădeau seama, dar eu făceam din alea... vreau... Ispita am fost, sau am ispititor, sau ce am fost. Frate, zice, uite, nu pot acum, dar mâine, dacă vrei, bă, gândiți-vă că nu lăsau meciul. O trebuie să le spun, hai că moare mama la unul. Stăteam liniștit, pe mine nu mă interesa că joacă Rusia cu nu știu cine. Rusia joacă cu cine vrea. Eu privesc totul politic. Nu privesc sportiv nimic. Bun, sunam. Televizor, meci, filmul preferat. Plimbarea aceea, somnul de la amiază. Ce vreți dumneavoastră, Dumnezeu? Hainele acelea, nu știu. Zice, renunțați la idoli, pentru că trebuie să învățați că trebuie să placeți lui Dumnezeu, nu lumii. Amin. Dați idoli în coace. Bun, iar venea, hai că merge la închinare. Cum să merge la închinare? Halo, să ce acolo. Cum să vă duce la închinare? Halo, când le-a văzut? El e tot o stat pe lângă gard, că până când a fost Dina violată și bajocorită și până când s-a tăiat ei acolo ca la abator. El e și-a fugit până la magazin și-a luat haine. Iacov, speriat. Nu există astăzi, nu există predică în care predicatul respectiv să nu fie împușcat dacă se leagă de haine. Eu ce predică să zic? Să zic, bă, ce scrie Biblia? Vă gândiți, am o prostie să luăm aici cuvântul Scripturii, cuvânt cu cuvânt și să spunem că toate se aplică anului 2016, 2000, sau cât suntem, 2018. Asta nu știa ani. Nu, nici vorbă. Adică, dacă am umblat toți ca apostolii, probabil că ne-ar lua cu dubele. Duba neagră. Pe noi, nu copiii noștri. Dacă am umblat cu cearceafuri pe noi. Adică, ce vrea să spună Biblia cu hainele? Mă, nu fiți proști, vrea să spună Biblia. Fiți decenți. O femeie îmbrăcată bine că nu se întoarce, nu întoarce nimeni capul după ea. E îmbrăcată prost când cineva a întors capul după ea. Atunci nu e îmbrăcată bine. Am făcut la timpul potrivit diferența dintre stil și modă. Puteți avea stil fără să fiți la modă tot timpul. Nu trebuie neapărat ca să fim nici într-o parte, nici în cealaltă. Pentru că dacă întoarce privirea spre tine bărbatul și zice, bă, cum s-a îmbrăcat asta, ca o, de pe stradă, o, nu știu pe cine, e prost îmbrăcată. Dacă zice, ia și asta, gândești că e Maica Ioana Îngerilor. Și atunci e rău îmbrăcat. Trebuie să treci ca femeie, deși asta, asta e o prostie, cum abănesc că ziceți că e o prostie, ce zic eu. Să treci neobservată.
Nu? El s-a speriat, a zis. Curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Nu vi se pare interesant că Iacov nu zice că venitul la biserică nu mai are o problemă interioară, ci una exterioară? Și trăit în viața asta. De ce zice Iacov și inima să fie bună și hainele să fie decente? Pentru că până la urmă exteriorul expresă interiorului. Ce ești în interior, de fapt, ești ceea ce vrei să pari în exterior? Aia ești. Nu? Și știți ce mi-a plăcut la Iacov când a hotărât să se pocăiască? O zis în versetul 3, haideți să ne sculăm cu toții. Nu a vrut să plece singur. N-a vrut să plece singur. Vă garantez că putea să o facă. Să spună, bă, v-am mai spus de 100 de ori, nu vă pocăiți, eu mă duc și mă pocăiesc. Până la urmă, pocăință totuși e o umblare de unul singur. Nu! O hotărât ca să se ducă cu familia, pentru că nu există mai frumoasă chemare decât aceea, hai de mă la casa Domnului, nu hai la casa Domnului. Haidem împreună. De aia ne-a făcut Dumnezeu să fim împreună. Mergem împreună. Împreună cu prietenii noștri, împreună cu familia noastră, împreună cu ce vreți voi. Iacov se duce acolo și știți ce este frumos? Este faptul că zidește un altar acolo și numește locul acela El Betel. Până atunci Betel era important. Casa Domnului. Nu. Nu e important Betelul, ci important El Betel. Dumnezeu Betelului. Prea mult am pus accent anii aceștia pe lemn, pe piatră, pe catedrale, pe biserici, pe Betel. Important nu suntem nici noi, nici clădirile noastre. Important e Dumnezeu. Deci zice Iacov, hai să nu mai vorbim de Betel acum, să vorbim de El Betel, de Dumnezeul Betelului. Și din clipa aceea încep să-i moară lucrurile din viață. Deci, nu știu, zice că i-au dat lui Iacov toți dumnezei străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care purtau în urechi imediat. N-am înțeles eu acolo bine. Erau dumnezei sau erau prea grei? Dar cert este că Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Cred că nu i-a îngropat foarte adânc. O grămadă de surori de-a noastră i-a găsit deja. Era bine dacă îi băga el mai adânc cerceece. Până în orizontul 16, așa se numea la noi la mină, un kilometru și jumătate sub pământ, nu mai găsea nimeni acolo. Nici Indiana Jones. Și încep să-i moară și oamenii din jurul lui. Debora, uitați-vă versetul 8, doica Rebecii a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul care i-a pus numele stejarul Jalei. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui de la Padan Aram și l-a binecuvântat. Și a spus, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Moare Doica, primul serviciu funebru după îngroparea cerceilor. Știți ce a însemnat asta pentru Iacov când a murit Doica? Legăturile copilăriei lui au fost rupte. Într-un fel sau într-altul, Dumnezeu nu mai vrea să mai apelăm mereu la copilăria noastră spirituală. Bă, am fost cândva. Nu lasă că-ți omor Doica, zice Domnul, pentru că te vreau bărbat. În continuare suntem de copii, tot lapte vrem și de la ambon, și de la cei care cântă, și de la închinare, de la tot. Încă trebuie să ne poarte ceva pe-n brațe. Și Dumnezeu brusc ne omoară Doica. Ce n-a? Așa știu. Am rămâne legați de Doica noastră, povestind, bă, ce frumoase clipe am trăit când eram copil. Când Israel era copil, așa îi plăcea să zică lui Israel. Ce Dumnezeu, pe mine mă enervează lucrul ăsta. Dumnezeu vrea să creștem în toate privințele, spune Biblia. Și când nu vrei să crești, Dumnezeu îți omoară Doica. Tot ce-o ținut de copilăria spirituală. Debora l-a legănat pe el și copiii lui.
Știți câți ani avea Deborah când a murit? Aproximativ, Doica. Aproximativ 180 de ani. O trăit femeia aceasta care l-a ținut pe Iacov în braț, care trebuia să moară de mult cu asemenea arătare. Nici nu vă dați seama în viața noastră cât de important este ca să reușim să ne dezlegăm cât mai repede de Doica spirituală și în același timp să înțelegem că Dumnezeu vrea ca să creștem mari. Observați, Dumnezeu s-a înălțat de la el în locul unde îi vorbise și Iacov a ridicat în versetul 14 un stâlp de aducere minte, în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră pe care a dus o jertfă de băutură și a turnat un de lemn. Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu Betel. Și observați versetul 16. Apoi o plecat de la Betel. Ce-a fost în capul ăsta? Că vorbim că după 30 de ani se întoarce la Betel. Ia hotărâri noi, împreună cu soțiile lui. Le pune marame pe cap. Îngroapă Dumnezei, îngroapă aurul din urechile. Bagă tot în pământ să pocăiesc cu toții. Face un stâlp, pune un stâlp de aducere a minte din piatră, toarnă un de lemn și vin, prezența Duhului Dumnezeu și a jertfei răscumpătoare a lui Hristos. Nu înțelege ce face, de ce face lucrurile acelea, dar cineva îl împingea să le facă. Și apoi, în mijlocul bucuriei generale, merge de la Betel. Dar vă rog să priviți atent versetul 16. Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-a venit durerile nașterii și a avut o naștere grea. Nu-l înțeleg ăsta, pe Iacob, nu-l înțeleg. De că nevastă-ta trebuie să nască. Știe, știau și atunci ce știm și noi astăzi. Mă, are semnele nașterii. Și tu o pui pe cămilă. Deci, vorbim de un om care nici în familie, nu? Lucrurile acestea simple, nu le putea face. Vorbim de spiritual după aceea. Își a soția. Cum o greșit și o plecat de la Betel? Cum l-a executat Dumnezeu iar? Și a îngropat Doica, acum avea să-și îngroape soția. Spunea unul dintre profesorii noștri că pe Rahela, într-un fel sau un altul, înainte de a omorâ blestemul, și Iacov a făcut tot ce a putut ca să o omoare cât mai repede. Dragostea lui. Că nu pui pe cămilă, nu o duci, au venit durerile nașterii și a avut o naștere grea. Și în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis, nu te teme căci mai ai un fiu. Mă, se năștea Beniamin. Și pe când își dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Benoni, fiul durerii mele. Dar tatăl său l-a numit Beniamin, fiul dreptei. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata, lângă Betleem. Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei. Acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este și azi. Dumnezeu avea pretenții mari de la Iacov și a spus, cum a plecat de la Betel? Nu l-a mai lăsat o lună. L-a executat în ziua aceea. Și Rahela vedem că moare ca să se împlinească blestemul. Blestem pe care Iacov l-a spus asupra femeii lui când socrul lui Laban căuta terafimii Dumnezeii lui. Nu-s la mine, zice Iacov, readuc aminte blestemul, dar să piară acela la care îți vei găsi tu Dumnezeu. El nu știut că Rahel îi ascundea sub ea, dar blestemul a rămas acolo. A omorât-o spiritual și a ucis-o fizic prin neglijență, punându-o și ducându-o la un drum lung pe care nu trebuia să moară, da? Sărcinată în ultima lună. Știți ce vedeți după ce o îngroapă pe Rahela? Când i-a murit Doica, i-a căzut, i-a murit copilăria spirituală. Când i-a murit soția pe care o iubea, singura femeie pe care o iubit-o vreodată, i-a murit orice fel de ambiții omenești și planuri omenești. După aceea vedem un Iacov aproape legumă. Și avea să mai trăiască foarte mulți ani după aceea,
Dar el nu mai era interesat de nimic din lumea asta. Nici o afacere, nici o casă, nimic. Avea un cârd de copii după ei, mai avea pe soția cealaltă, pe Lea, mai avea încă roabele cu pruncea Ferenț, avea bani, avea turme, avea de toate, dar când i-a murit dragostea, nu mai conta nimic. Dragostea este un motor care face piramide, dragostea este un motor care construiește case și pune bani la cec, dragostea este un motor care sapă fântâni și zidește sau sădește pome. O grămadă dintre voi n-ați creat încă nimic pentru că n-ați iubit încă adevărat. O să vedeți atunci când o să vă moară iubirea, că nu o să mai aveți chef de nimic. Pentru că, de fapt, iubirea ne ține în viață și aspirațiile noastre sunt acolo. Spunea la un moment dat Blaga, fiecare om pe care îl duceam, Blaga, fiecare om pe care nu pot să-l iubesc e pentru mine un izvor de adâncă tristețe. Fiecare om pe care l-am iubit și nu mai pot să-l iubesc, înseamnă pentru mine un pas spre moarte. Atunci când n-am să mai pot iubi, am să mor. Voi, cei care știți că meritați dragostea mea, aveți grijă să nu mă ucideți. Pentru că, de fapt, dragostea e motorul care mișcă lumea. O să vedeți, nu o să mai vedeți nimic din Iacov. Într-un fel sau într-altul, moare mult înaintea fizicului. Îi moare sufletul. Aici moare într-un fel sau într-altul. Mergem mai departe. Versetul 21. Al necaz. Israel, o să vedeți imediat de ce cuvântul Dumnezeu a spus, nu te mai numești Iacov. Și totul se mai numește Iacov. Dar aici neapărat zice Israel către el. De ce oare? Israel a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Migdal Eder. Pe când locuia Israel în ținutul acesta, Ruben, fiul lui, da? S-a dus și s-a culcat cu Bilha, țiitoarea tatălui său. Și Israel a aflat. Fiul lui Iacov era un număr de 12. Și îi spune pe toți, nu mai citesc că știți. Bilha fusese roaba Rahelei. Singura persoană care mai putea aminti lui Iacov de dragoste. Era Bilha. Ei bine, așa se întâmplă că Ruben, care era fiul Lei, al lui Lea aceea urâtă, da? Lea, primul fiu pe care l-a făcut Lea, sora Rahelei, cu Iacov. Singura persoană care mai putea sprijini pe Iacov în durerea pierderii Rahelei era propria roabă a Rahelei. Și Ruben, copilul lui Iacov, îi mărșav și își bate joc de femeia aceasta. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Israel a aflat. Și cu asta se sfârșește povestea asta. Urât. De era în continuare Iacov și nu Israel. Dacă era omul de dinainte de Betel, vă garantez că povestea nu se sfârșea așa. Dar omul acesta deja a fost atins de Duhul lui Dumnezeu, iubirea a murit și restul nu mai contat. Deci punea cuțitul pe Ruben. Ruben nu mai avea viață. Nici nu-și dau seama o grămadă de oameni. Ce binecuvântare au că unii dintre noi sunt pocăiți. Ce binecuvântare. Povestea un frate
I-am făcut soție mele după nuntă, zice, vreo 8 ani de viață de calvar așa. Ca în filme. Pai m-am pocăit. Îți vreo 6 ani, zice, de când m-am pocăit. Nu există chin să nu-l fi îndurat. Nu ți-o veni niciodată, zic, să te întorci înapoi. Nu mă, frate, că de mă întorc, rămân acolo. Și de mă întorc înapoi, zice, rămân singur. Mă gândesc așa cum poate schimba Dumnezeu un om. Numai El poate schimba. Israel a aflat, dar Iacov era Israel acum, un om nou, nu mai era... Când va muri, o tăcut din gură. Ani de zile o tăcut. Când va muri, veți vedea, o rosti sentința asupra lui Ruben, în Geneza 49:9. Pârga tăriei mele, el a fost primului copil. Tu nu vei mai avea întâietatea, căci te-ai suit în patul tatălui tău. O purtat în el toată durerea asta. Avea să rostească sentința mai târziu și veți vedea, de exemplu, de ce a fost iertat și doar atât a primit, să n-aibă întâietate. Bun, hai să recapitulăm și ne apropiem de încheiere. Dumnezei străini îngropați, hainele neveselor îngropate aurul. După aceea îngropată Rahela, Debora, Doica. După aceea îngropată Rahela, după aceea îi violată soția lui prin alianță, Bilha, da, de către fiul lui, de către Ruben. Știți unde se duce? Zice, mi-a mai rămas oare vreun om pe fața pământului care să mă înțeleagă? Tata. Versetul 27. Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre, la Chiriat Arba, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avram și Isaac. Zilele vieții lui Isaac au fost 180 de ani, trăit Debora. Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Fiii săi, Esau și Iacov, l-au îngropat. Mă duc la tata că nu mai poate, zice. Mă duc să aibă cine mi-a dat puțin alinare. Și pe când se duce, taică s-o moare. Putea să moară înainte cu o zi, putea să moară după. Doar a murit atunci. Deci încă o dată, Doica moartă, soția moartă, Dina violată, Levi și Simon ucigași, Ruben păgân și Iacov se duce la bătrânul lui tată, nevăzător, orb era atunci, că nu mai vedea, da? Să caute consolare. Și Dumnezeu îl omoară rapid pe Isaac, acasă, repede, la 180 de ani. De ce s-a grăbit Dumnezeu așa să le ia atunci până nu a ajuns feciorul la casă? Ca să ne arate Dumnezeu nou tuturor astăzi, că singura consolare pentru toate necazurile, pentru toate necazurile prin care petrece, e El, nu oamenii. Nici taică tot, nici maică ta, nici soție, nici soț, nici nimeni, ci Dumnezeu, El. Fantastic ce rapid l-a luat. La 180 de ani. Pentru vizita fiului. Doi dușmani împăcați numai de ochii lumii, Esau și Iacov, ajung să-și îngroape tata împreună, priviți cu binoclu, ce familie frumoasă. Esau și Iacov îngropându-l pe Isaac. De fapt, ei nu se vor mai revedea niciodată. 30 de ani nu s-au văzut, când s-au văzut, ăsta i-a dat averile ce-au mai putut agonisi pe la Laban, după aceea s-au despărțit, s-au întors înapoi, au săpat o groapă și nu s-au mai văzut niciodată. Frate, nu există în lumea asta, frate, ca al meu. Ultima legătură a lui Iacov cu pământul a fost ruptă, pentru că Dumnezeu a vrut să-i spună așa: nimeni pe pământul acesta nu te poate binecuvânta, nimeni pe pământul acesta nu te poate mulțumi, nu te poate iubi așa cum pot să o fac eu, Dumnezeu. Așa că privirea nu spre pământ, ci
privirea sus spre cer. De acolo ne vine nu numai izbăvirea noastră, de acolo ne vine și consolarea și toate celelalte lucruri care pot să existe în viața noastră. Rămâne cu un copil mic el. Deci vedea că pruncul ăla crește, Beniamin. Dar noi ne despărțim de ei și în toamnă, că astăzi e ultima dată în vara asta când ne mai vedeam. În toamnă, adică mai precis în prima miercuri din luna octombrie, ne vom revedea aici și vom continua filmul, poate cel mai interesant personaj din Biblie, Iosif. Avem ce învăța, pentru mine a fost o binecuvântare că am putut să vin miercuri de miercuri aici și să citesc Geneza, una dintre cele mai frumoase cărți care există în Sfânta Scriptură și atât de ușoară și plină de învățăminte, plină de învățăminte practice. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Să spunem așa, Doamne, până acum ne-am încrezut în oameni. Pare foarte rău să spun că o să te dezamăgească și soțul și soția și copiii o să te dezamăgească și pastorul și prietena și prietenul, singurul care nu dezamăgește pe nimeni Dumnezeu. Există momente în care cei dragi tăi nu pot veni cu tine, dar până la capăt cu tine merge Dumnezeu. Există momente în viața ta când ți se pare că e singură sau singur, dar de fapt Dumnezeu e acolo. Niciodată nu și-o lăsat pe-i săi, niciodată nu i-o lăsat pe lui. Pentru că Dumnezeu vrea să ne spună și astăzi că e Dumnezeu care ne poartă de grijă. Haideți să ne rugăm să spunem Domnului în această seară, ajută-mă să mă încred doar în tine. Prietenii noștri și ceilalți cunoscuți noștri vor merge unul unul după altul în mormânt. Ne vom îngropa părinții, ne vom îngropa bunicii. Ieri dimineața a venit un băiat din biserica noastră, din Ștei este băiatul, și a zis: pastore, roagă-te pentru mama mea, plec la Oradea și s-a atât de tulburat pentru că mama mea e pe moarte. Medicii au spus că nu mai pot să mai facă nimic. Și zic, de ce ești așa speriat? Că mama ta oricum e în vârstă. Și-a zis, frate, prima dată când moare cineva din casa mea pe care îl cunosc. Și am spus în felul următor, o să te obișnuiești cu asta. Singurul care nu pleacă e Dumnezeu. Pe tata l-a ținut de mână până când i-a fost mâna rece. Apoi m-am dus și mi-am luat copiii și am adus apă în lighean și l-am bărberit și l-am îmbrăcat cu haine noi și știam că e plecat. Și mă întrebau copiii, băieții, că erau mai mici, de ce bunicul nostru nu mai vorbește? Pentru că e cam supărat, am zis. Poate că n-ați fost voi cu minți. N-am vrut să le spun ce e moartea. Pare rău că n-am făcut-o atunci. Discuteam de multe astăzi. Vreau să vă spun că Dumnezeu e lângă noi. Dumnezeu e cu voi. Dacă va fi bine, ne vom întâlni și în octombrie, aici la Betania. Dacă nu ne vom întâlni, înseamnă că va fi la fel de bine, că am plecat dincolo. Sau că viața ne-a mutat în altă parte. Haideți să ne rugăm și să ne încredințăm în mâna Domnului, că numai El ne poartă de grijă.